Salutare toată lumea, eu sunt Vlad, iar astăzi vom face un nou episod din seria Excursii cu Vlad. Ei bine, vom avea un obiectiv în premieră, vom vedea un fenomen natural. Ne aflăm de data asta în Ținutul Buzăului, la vulcanii Noroioși. Haideți să explorăm! Bun, deci noi suntem acum la pâclele mari ale vulcanilor Noroioși. Am găsit aici un ochi care erupe. Practic, acesta este un fenomen. Sunt multe astfel de fenomene în zona subcarpaților de curbură. Vulcanii Noroioși au fost descoperiți de către un francez care căuta petrol aici în zonă. În zonă sunt multe resurse de sare, petrol, sulf. Vulcanii, practic, erup în momentul în care iau contact cu aerul și erup un noroi lichid. Fenomenul se formează la 3000 de metri sub scoarța Pământului prin erupția gazelor naturale. Și ia uitați cum se aud, cum erup. Ia uitați lava lor, cum se vede. E un peisaj selenar în zonă. Și aceasta este balta cea mai mare de aici, de la vulcanii Noroioși. Este o legendă că aici sub ar fi un dragon. Am găsit aici o poveste. Să fiu și-o pe fază când derupe ea. Ia uitați! Încă o dată, dar aici se aude așa, mai încet. Așa, acolo. Noroi, foarte mult pe aici, uitați cum se vede noroiul. Să fiți atenți să nu călcați în el. Și așa arată noroiul când se întărește. Peisaj selenar aici. Și aici, ia uitați cum cade noroiul. Ia uitați! Extrem de interesant! O altă zonă interesantă, aceste delulețe din noroi. Înainte era și aici vulcan, dar acum s-a stins. Ia uitați și pe aici, acum se ducea. Toată zona asta e noroi și pe unde calc eu e noroi. Oricum, faină zona. Este și o vegetație, dar foarte săracă pe aici. Uitați acolo. Noroi din belșug. Un munte de noroi. Aici înainte vreme era un vulcan care în timp s-a stins. E posibil în niște ani fenomenul acesta să nu mai existe. Trebuie să fim atenți, să țină cât mai mult. Foarte fain, la pâclele mari. Acum ne aflăm la pâclele mici și haideți să explorăm pâclele mici. Ia uitați aici ce zonă frumoasă, ce univers. Tot așa peisaj selenar. Priveliște extrem de faină. Și aici un vulcan mai mic. E plin de noroi. Urmează să se întărească noroiul acela.
Aici avem o baltă și mai mare. Și acolo e unul. Acei munți care se văd acolo sunt Siriu și Penteleu. Munții cu zăului. Și uitați balta asta de noroi și cum bulburosește. Mai multe bălți aici active decât la pâclele mari. Aici avem alte cratere. E atât de nice și atât de cute zona aceasta. Noi în țară trebuie să fim recunoscători că avem astfel de fenomene. Fenomene din astea se mai găsesc doar în alte câteva țări. În Indonezia, în Pakistan, în Azerbaijan și în Republica Moldova și încă câteva ar mai fi. Și atunci trebuie să ne mândrim că avem aceste fenomene care aduc inclusiv turiști străini în țară și despre care se studiază și se vorbește. Și aici au un vulcan foarte mare care s-a stins. Foarte mult noroi. Altul mai micuț care s-a stins. Peisaj foarte interesant aici. Încă o zonă spectaculoasă. Peisaje mirifice, selenare. De vis zona asta. Fine, fine. Și așa arată când nu mai are un vulcan suficientă forță să iasă la suprafață. Acum ce vreți, se lenevește și el, cum se lenevesc și oamenii. Peisaj selenar. Deci v-am zis eu că v-am dus și pe lună. Foarte tare aici. Obiective foarte interesante, unice în România, care mie mi-au plăcut foarte mult. Județul Buzău este plin de legende și de astfel de fenomene de aici, din zona subcarpaților de cultură. Foarte interesant. Să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce alte obiective mai știți, trasee montane, mănăstiri, zone din acestea mai unice, cu fenomene naturale, dar de preferat să fie în județele apropiate de București, ca să fie mai multe șanse să le și filmez. Până data viitoare, eu am fost Vlad, nu uitați de like și subscribe, sper că v-a plăcut, la revedere!